Jurnalul Orei 23 continuă cu informația momentului, un verdict pe care îl așteptam în această seară, dar o soluție care ia pe toată lumea prin surprindere. România a câștigat procesul cu Gabriel Resources pentru Roșia Montană. Astfel, compania trebuie să plătească statului român costuri de arbitraj și o parte a cheltuielilor de judecată. Știe mai multe colega mea, Gabriela Mihai. Bună seara, Gabi! Găsite, decizia mult așteptată a ajuns. Iată că vedem în aceste momente țara noastră nu va plăti despăgubirii companiei canadiene Gabriel Resources în cazul Roșia Montană și vedem și o primă reacție a premierului Marcel Ciolacu. În urmă cu 2 minute acesta a apăsat pe pagina de socializare și a spus că am câștigat procesul Roșia Montană. Ne-am luptat pentru România pentru că era nedrept ca fiecare salariat și pensionar al acestei să fie penalizat pentru ticăloșia unor anti-români. Mulțumește echipei de avocați care a prezentat România cu profesionalism. Nu am acceptat jaful în cazul vaccinurilor anti-COVID. Nu am făcut-o nici acum. Bravo, România! Iată prima reacție a premierului Marcel Ciolacu în acest dosar în care țara noastră are câștig de cauză. Însă, atenție, este o decizie definitivă, dar conform procedurii vorbim despre 20 de zile, timp în care cele două părți, adică atât țara noastră cât și compania canadiană au timp să analizeze documentul. Este o decizie care poate consta în aproximativ 1000 de pagini și ulterior, dacă există vicii de procedură, ambele părți, bine, nu este cazul României, însă compania canadiană ar putea contesta această decizie dacă nu este de acord cu ea, însă decizia este una definitivă. Sunt foarte puține șansele ca compania canadiană să răstoarne această decizie care a fost luată în aceste momente de Curtea de Arbitraj din Statele Unite ale Americii. Vedem așadar că România a câștigat procesul. Vă reamintesc că a fost o foarte mare problemă pentru că vedem guvernul se aștepta să plătim despăgubiri care ajungeau chiar și până la 6,7 miliarde de euro. Însă, în aceste momente, practic, țara noastră nu trebuie să plătească despăgubiri pentru cazul, procesul Roșia Montană, un proces câștigat de România, deschis de compania canadiană, după ce țara noastră a interzis exploatarea minieră în Roșia Montană. Ulterior, șansele ca țara noastră să piardă procesul erau ridicate din cauza faptului că a fost acea zonă Roșia Montană inclusă în patrimoniul UNESCO, ceea ce deschisese o portiță pentru compania canadiană. Așa cum spuneam, avem și acest document care arată practic decizia magistraților. Este iată o respingere a tuturor obiecțiilor făcute de compania canadiană în aceste momente. Însă ce este important de precizat este că țara noastră nu trebuie să plătească nicio despăgubire. Desigur, trebuie să plătească casa de avocatură. Costurile avocaților ajung undeva la 60 de milioane de lei, însă este un preț mic comparativ cu ceea ce am fi putut să plăti în dosarul Roșia Montană. Exact cum spuneam ceva mai devreme, am văzut că și premierul Marcel Ciolacu a postat prima reacție pe pagina de socializare despre acest câștig al României. Iată, țara noastră câștigă acest proces și bineînțeles că vedem Curtea de Arbitraj dă câștig de cauză României în cazul Roșia Montană. Desigur, a fost un proces greoi, iar Gabriel Resources, compania canadiană, a dat în judecată țara noastră din cauza că au fost sistate toate lucrările de exploatare minieră în Roșia Montană. Ulterior, au încercat cei de la Gabriel Resources să
dea țara în judecată. Au și făcut acest lucru de altfel pentru a încerca să fie despăgubită compania pentru banii pe care i-a introdus în țara noastră pentru a face acele exploatări miniere de început. Și vedem în cele din urmă că această companie canadiană, Gabriel Resources, încerca, bineînțeles, să scape de, să câștige acei bani pe care i-a investit, mai mult decât atât să vină și cu o parte din despăgubirile pe care și le dorea în cazul în care ar fi putut continua exploatările. Ne uităm și la Marcel Boloș, ministrul finanțelor publice, pentru a vedea prima reacție a acestuia, pentru că vedem inclusiv ministrul finanțelor publice era, desigur, extrem de îngrijorat din cauza faptului că era un cost extrem de mare acesta al acestui dosar, un cost pe care țara noastră nu și l-ar fi putut permite. Exista inclusiv riscul de a veni cu propriri pe conturi, dacă era cazul. Instanța ar fi putut să facă aceste proprii dacă nu ne-am fi putut permite, desigur, să plătim acei bani, acele despăgubiri în cazul în care am fi pierdut acest proces. Și ne uităm, așa cum spuneam, există conform procedurii 20 de zile în care atât țara noastră cât și compania Gabriel Resources vor putea comunica deciziile și vor putea lua o decizie în consecință de contestație, cel mai probabil în cazul companiei. Mulțumesc foarte mult, colega mea Gabriela Mihai, cu detalii pe marginea informației acestei seri. Vă reamintesc, vin declarații pe bandă rulantă din partea oficialilor români. Am câștigat procesul cu Roșia Montană, am scăpat de un mare necaz, a declarat ministrul finanțelor Marcel Boloș imediat după ce a sosit verdictul în privința cazului Roșia Montană. România a câștigat procesul cu Gabriel Resources în acest caz. Compania trebuie să plătească statului român costuri de arbitraj și o parte a cheltuielilor de judecată. Potrivit datelor furnizate de guvern anterior deciziei, valoarea totală actualizată a despăgubirilor solicitate se ridica undeva la 6,7 miliarde de dolari, echivalentul la 1,8% din PIB-ul României. Atât la această oră, vă mulțumesc pentru atenție, o noapte liniștită tuturor, la revedere!